Salutare! Suntem în zona Domenii, cum știm noi. Toți cei din București știm de piața Domenii. Păi știți acum piața Domenii, cea mai scumpă piață. Zona Domenii, lângă piața 1 Mai. Da? Să vedem de ce este atât de scumpă. Păi, dacă vrei să te întorci puțin, Lucian, să faci așa un rond. După cum vedeți, aici au fost case de oameni bogați. Deci toată linia asta, da? Casa din fața noastră, următoarea casă, tot așa. Oameni cu bani. Aici, în perioada interbelică, în perioada celor două războaie, monarhia a vrut să facă, de fapt a și făcut, Ministerul Agriculturii și Ministerul Domeniilor, așa l-am numit. Și cei care lucrau în aceste ministere, în Ministerul Agriculturii și Ministerul Domeniilor, au fost mutați în acest cartier, în aceste case, din zona Domenii, ca așa i-a spus, pe Domenii. Deci cei care au lucrat în zona, în acest minister, în Ministerul Domeniilor, au fost aduși aici. S-au făcut case și de-aia se spune aici zona Domenii. Din perioada interbelică, oamenii care au făcut parte din structurile Ministerului Agriculturii și Domeniilor. București, sectorul 1, cartierul Domenii, piața Domenii. Cea mai scumpă piață, cea mai scumpă zonă. Mulțumesc, zi frumoasă!